Suntem un grup de oameni, un grup de reprezentanți de administrație publică locală, care ne mai gândim și la lucrurile care ar trebui făcute pentru oraș pe termen scurt, mediu și lung. Ideea de bază este aceea în care noi avem foarte multe zone încă nefolosite din orașul nostru, încă nemodernizate, zone care stau în paragină, zone care ar putea să aducă un plus comunității noastre. De când la ideea că bugetul public este din ce în ce mai sărac, și asta știm cu toții, nu intrăm în detalii de ce s-a ajuns aici, și pe când la ideea că în ultimii ani, totuși, noi nu am avut administrația publică locală niște proiecte foarte clare în ceea ce privește modernizarea acestor zone, și nu în ultimul rând, plecând de la ideea că va trebui să schimbăm într-un fel sau altul destinul economic, dacă vreți, al localității noastre, care, transformându-se dintr-un oraș și super industrializat în anul din urmă, nu prea își mai regăsește cadența din punctul ăsta de vedere. Am făcut și de ce ai mai devreme cu bugetul, este din ce în ce mai sărac. Ne-am gândit să vorbim despre lucruri care ar putea să aducă în viitor, așa cum spuneam, pe termen scurt, mediu și lung, o altă perspectivă pentru orașul nostru. O perspectivă în care zonele în care ar putea să aducă un plus, să le scoatem în evidență, să le aducem în fața turiștilor, dacă vreți, sau oamenilor care vor să viziteze Câmpina, și nu în ultimul rând a investitorilor privați. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ne-am avut posibilitatea din bugetul public să modernizăm noi în curând de vreme aceste zone paragine, cum spunea colegul Adrian Văchia. Cred că ar fi oportun, și asta este ideea de bază, să identificăm aceste zone, în primul și în primul rând, să stabilim din punct de vedere juridic, care ar fi posibilitățile de a merge într-o zonă din asta a parteneriatului public-privat. Și asta ar fi principala temă de discuție a zilei de astăzi. Eu, în prima instanță, v-aș propune o listă de zone care ar putea fi modernizate în aceste proiecte. Lista care, desigur, poate fi completată oricând, funcție de dorința noastră de a deschide și zonele respective. Iată. Un prim obiectiv care ne-am propune să-l scoatem în fața celor care ar putea să investească în el ar fi hotelul de la Casa Tineretului și strandul de la Casa Tineretului. O a doua zonă pe care am identificat-o ar fi terenul din zona bazinului didactic de Not, zona Bulevardului Culturii. Ce înseamnă zona Bulevardului Culturii din punctul meu de vedere? Zona Bulevardului Culturii înseamnă esplanada aceea, deci toată zona din partea de la Bulevardul Culturii în jos până la IRE. Zona satului de vacanță. Zona parcului Istradi. Zona Fântâna cu Cireș. Zona Fântâna cu Cireș există deja există deja documentație pentru modernizare, se pune economice. Anul ăsta. Există o documentație mai bună, care anul ăsta are finanțare pentru actualizare. Cam asta e situația. Am înțeles. Iar aici, lângă zona Fântâna cu Cireș, eu am mai adăugat și zona fostei unități militare din pădurea aia. De acolo, nu știu exact, poate domnul Cercel ne poate spune mai bine. Zona Podul Cutei. Iarăși nu mai știu ce este cu zona Podul Cutei. În copilărie știam că acolo cam mergeam să nu știu ce să facem cu părinții, cu grătare și cu ce mai făceam noi când eram tineri. Cred că ar putea fi folosită, iarăși, într-o astfel de perspectivă. Și nu încerc din urmă o zonă care va comporta mai multe eforturi din partea administrației. Noi nu prea am făcut mare lucru în sensul ăsta în ultimii ani, din păcate, zona căminelor petrol. Nu este o idee tocmai nouă, deoarece
ce cu toții bine știți, acum mulți ani de zile, noi am început într-un fel un parteneriat public-privat la 21 decembrie, unde ne-am dorit un parc industrial. Adică terenul este privat și noi urma să facem investiția. Cadrul legislativ a apărut anul trecut, dacă nu mă înșel, cu norme de aplicare încă neapărute, dacă nu mă înșel, încă o dată și juriștii să-mi confirme, din păcate ne țin pe loc. Dar, în principiu, împărtășesc ideea dumneavoastră, domnul Frăților, este o idee folosită în toată lumea occidentală, o idee benefică pe care poți atrage cofinanțare la bugetul local, în interesul comunității, dar consider că, momentan, până depășim aceste restricții legislative, trebuie să lucrăm doar pe partea de proiect. Dar proiect în sensul de dezvoltare a unei idei și, ca și preambul, poate, să încercăm, cum bine a făcut doamna Monica Crimciu acum mulți ani, la hotelul de la Casa Tineretului pe care l-ați evocat, să identificăm, poate, eventual parteneri care ar dori să se ridicase de aceste proiecte pe care însă noi trebuie să le avem ca să ne prezentăm cu ele acestor oameni. Adică opinia mea este că după ce am cristalizat cu toți dacă suntem sau nu de acord, asta este o discuție de majoritate, generăm niște proiecte, niște concepte, niște idei, căutăm cumva în mediul economic niște parteneri și în cadrul legislativ ne va permite, vedem mai departe ce facem. A fost hotelul de la Casa Tineretului și ștrandul la teren. Vreți și acea instituție este pentru noi o gaură neagră din vedere financiar, datorită cheltuielor cu hotelul și, hai să nu zic cu ștrandul, că ăla este acum, mă rog, fără nu este făcutor de cheltuieli. Dar hotelul este piatra de moară a acelei instituții, pe care noi îl subvenționăm un an, ca să supraviețuiască. Trebuie rentabilizat. Dar cred că ideea trebuie reluată, recalculată și... de ce spun asta? Și avem un cer pe acum, pe care... De ce spun asta, domnul Casighier? Pentru că satul de vacanță, într-adevăr, este un obiectiv unde trebuie să facem investiții, dar deocamdată nu ne costă. Diferența între toate aceste obiective, poate și clădirile care și un petrol care sunt în aceea situație, ne costă în fiecare zi. Și ne costă bani mulți. Ar trebui să facem o campanie prin care să anunțăm partenerii, oamenii de afaceri și cine mai are, să anunțăm că suntem dispuși în zonele respective să facem parteneriate sau în felul ăsta atragem. Deja la ștrand am mai avut niște intenții. Acum, ultima ședință, am mai apărut un domnul. A apărut încă o cerere a cuiva, care, dar de fiecare dată nu m-am băgat de seamă. Și măcar m-am chemat aici să-l întrebam să vedem despre ce e vorba. Vorba de atunci când mi-a interesat treaba aia. Deci, important este dacă suntem toți de acord și dacă hotărâm într-un consiliu sau undeva să mergem pe această zonă, trebuie să facem cunoscut, să cunoscute toate aceste zone care ni le propunem să fie rezolvate în acest mod. De parteneriat public sau de colaborare cu zona privată. Din punctul meu de vedere, cred că după ce stabilim dacă este oportun sau nu să oferim aceste zone spre dezvoltare către niște parteneri din sectorul privat, trebuie să ne gândim la forma juridică, care nu e tocmai simplă. Într-adevăr, legea parteneriatului public-privat în momentul ăsta e aproape inaplicabilă, fiindcă nu avem norme la ea. Trebuie să ne gândim, înainte să ieșim și să facem publicitate la ideile astea, trebuie să ne gândim dacă avem și cum să le dăm. Adică, ni să facem un mare tam-tam, să zicem, scoatem toate zonele pe care vrem să le dezvoltăm, le punem la dispoziția investitorilor, dar și vin oamenii și după aia le spunem stați așa că nu avem lege. Deci, din punctul meu de vedere, ăștia sunt pași. Este sau nu este oportun să facem asta și
pe planul 2, care este forma juridică. În momentul în care le-am găsit pe astea două, ne apucăm și facem publicitate. Zone sunt multe, ar putea să iasă lucruri frumoase, dar trebuie să vedem și cum putem să facem asta.